Bună seara, prieteni dragi, ca de fiecare dată vă mulțumesc că sunteți selectivi la Selectiv cu Dan Bucura. Cuvântul de ordine în emisiunea de astăzi este sfidare, oameni dragi. Sfidare, sfidarea pe care ei ne-o aplică nouă, poporul, atunci când nu au nevoie de noi. Iar lucrul ăsta se cam întâmplă 4 ani de zile legați. O dată la 4 sau 5, după interes, au nevoie de noi. Și atunci devin foarte drăguți, foarte atenți, ne mai aruncă câte o ciosvârtă, mai au grijă, ne mai întreabă ce ne dorim, ce vrem, ne promit marea cu sarea. Dar după aia, încă 4 ani după ce și-au făcut treaba cu noi, ne sfidează. Și de asta am spus că astăzi, emisiunea de astăzi, este sub egida acestui cuvânt, sfidare. O să vedeți niște lucruri incredibile, oameni buni. O să vedeți cum se poate merge dincolo de limite atunci când e vorba de așa zisa meritocrație, dar care de fapt are la bază, nu știu, numirea unor oameni de partid, numirea unor oameni loiali pentru care nu se ține cont de niciun fel de principiu. Dar niciun fel de principiu, nu de competențe vorbesc. Aia ne-am învățat cu toții că au ajuns în funcții publice toți. Și mă opresc aici că nu vreau scandal la CNA. Dar știți dumneavoastră exact la ce mă refer, da? Dar ei nu e vorba de incompetență aici. Mergem mai departe. O să vedeți cum ajung în funcții publice unii cu patalama, dar nu de școală, nu de studii, ci patalama de penali. Adevărați penali, nu așa cum era vorba aia pe, acum câțiva ani, penalii, jos penalii, nu. Penal, da, cu hârtie. Ești penal, pune-l nene acolo că e loc de el. E, mai departe, o să facem și o radiografie a unor instituții de stat care ar trebui să fie în linia întâi în vremurile astea grele, în nenorocirea asta căzută pe capul nostru a românilor și nu doar a românilor, în ceea ce privește criza energetică. O să vedeți cum instituțiile respective, în loc să fie, repet, în linia întâi, să tragă pentru noi, cu noi, alături de noi și să ne scoată la liman, au grijă cei de acolo de stomacul propriu. Sau de buzunar, cum vreți să vedeți lucrurile, e aceeași paradigmă. Deci cam astea sunt în linii mari subiectele. Și dacă am timp o să vă explic și ceva despre cum autoritățile trimit hârtii false la instanță. Foarte interesante subiectele de astăzi, credeți-mă. Și așa cum am început să fac în ultima vreme și cred că e foarte bun formatul ăsta, nu am aici alături de mine în platou invitații politici, nu mai vreau politicieni să vină să se certe, domne, ați făcut, ba nu, voi n-ați făcut și așa mai departe. Merg pe formatul cu jurnaliști. Nu știu de ce, dar cred că noi, oamenii de presă, suntem mult mai aplicați atunci când îi luăm la puricat și le căutăm mizeria de supreș, decât ce o fac ei între ei, partidele politice. Fiindcă ei de multe ori știți cum sunt. Astăzi se ceartă, mâine se pupă. Astăzi vin în studio aici alături de mine și sunt cu cuțitele pe masă, iar mâine, dacă interesul financiar le cere, o să-i vedeți dansând hora unirii în Parlament. E bine, nu, noi jurnaliștii n-am făcut asta și noi o să o facem atât cât putem. Rămânem pe metereze și, cum am spus, le scoatem mizeria de supreș. De asta astăzi, alături de Cătălin Antohe de la Cetățeanu.net, pe care îl salut, bună seara, Cătălin. Bună seara. O să încercăm, cum am spus, să le scoatem noi mizeria de supreș, să le arătăm de ce sunt în stare și, pentru că ora e scurtă, așa cum bine știți, în televiziune și la noi la Selectiv aici în mod special, haideți să dăm drumul la treabă, da? Să nu mai pierdem vremea. Primul subiect, oameni dragi, v-am spus, e bine, meritocrație. Știți sloganul acela cu fără penali în funcții publice? E, PSD-ul l-a dus la o, nu știu cum să spun, la o treaptă mult mai înaltă. L-a dus la apogeu. Nu că penali în sensul că au dosar penal și urmează să fie, nu știu, poate cercetați, condamnați și mai departe. Au ajuns domnii de la PSD să ia direct penalul, da, cu patalama, condamnat definitiv și revocabil, să zică, bă, băiatule, ești extraordinar, vino încoace, te cocoți direct în vârful unei funcții publice de importanță deosebită. E, povestea e simplă, o discutăm și noi. Undeva prin vara lui 2022, directorul de la Apele Române, pe numele lui Gabriel Francisc Stica, a fost prins în Tulcea conducând un autoturism, deși carnetul era suspendat. Deci implicit fapta e clară. Dosar penal, domne, conducerea fără permis.
E, dar stați așa, revoltă mare a fost atunci. Vai, deci directorul de la Apele Române, suspectat de o infracțiune, urma să fie trimis în judecată, dosar penal, vai de mine. Păi nu e în regulă. Însuși Marcel Ciolacu, întâiul PSD-ist, a ieșit să spună: domne, noi ne delimităm, este groaznic ce se întâmplă, jos cu el, afară din funcție. E, ce a urmat însă e de noaptea minții și de asta vă spun, stați jos, oameni dragi. În locul viitorului penal, dacă așa o să fie mersul justiției, că noi nu ne pronunțăm și nu știm, a fost adus de către domnul Sorin Grindeanu, că postul era al PSD-ului, al pe filieră, a revenit cumva organizației Timiș, pe mâna lui Sorin Grindeanu, a fost adus Sorin Lucaci. E bine, oameni dragi, Sorin Luca, eu vă spun, ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns. Sorin Lucaci, îl vedeți aici alături de domnul Grindeanu în fotografie, avea deja și are, la ora când noi vorbim, dosar penal, definitiv și revocabil. În 2019, domnul acesta Lucaci, de lângă domnul Grindeanu, a primit 2 ani de închisoare cu suspendare, că asta e, pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Deci omul deja are dosar penal, înțelegeți? Nu e ca ăla de dinainte de care ne-a revoltat că ar putea avea. Ăsta are direct, a fost numai bun. Cătălin, eu cam atât am avut să spun, hai să vedem cum e asta. Da, deci, se pare că la Banat nu mai existau specialiști, să spunem așa, decât cu cazier. Asta ce să înțeleg, primul dintre ei, domnul Gabriel Știca, da? Da. A fost adus după ce a fost viceprimar PSD la Oțelul Roșu, în comuna Oțelul Roșu. Da, dat afară de actualul președinte al Consiliului Județean, Romeo Duncă, a fost adus bun pentru Apele Române. Și a făcut ceea ce făcuse. Vedeți de ce îmi place mie să fac emisiune cu jurnaliști? Oamenii vin documentați, ne spun că poate, nu știu, mai îmi scapă și mie, nu știu cum, cine e, mie meritocrația asta, nu pricep. Dumneavoastră nici atât, că poate mai aveți și alte probleme, vreți să trăiți, să duceți traiul ăsta greu. Te rog frumos. Da. Cert este că și unul și celălalt nu au competență în zona Apelor Române. Și unul și celălalt au fost de la drumuri și poduri veniți. Uh-huh. Domnul Știca a fost adus de la drumuri și poduri Caraș-Severin, da? Pe mâna s-a scris în presa președintelui de acolo, deputatul Silviu Hurduzeu, da? În timp ce domnul Lucaci a fost inginer de drumuri dintotdeauna, a fost director general adjunct și apoi director general la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timiș. A avut o scurtă perioadă cât n-a fost angajat pe nicăieri și atunci a lucrat la propria firmă, un SRL cu capital de 200 de euro dintr-un sat de acolo. Da? Te întrerupte o secundă, să dar uităm ca aici. Să înțelegeți, oameni buni, da. De ce nu îl sunăm, de exemplu, astăzi pe domnul Lucaci? Pentru că nu vorbim de alte, așa zise, fapte, ci de fix ceea ce e cu subiect și predicat aici. Certificat de cazier judiciar. Uitați-vă, da? Din aprilie 2022... CNP-ul l-a blurat, data nașterii, ia uitați, da? Deci e cât se poate de limpede. Omul a fost condamnat cu suspendare 2 ani pentru săvârșirea faptei prevăzute la articolul 336. Da. Da, haideți să ne uităm. Bun, dacă vreți să interveniți, domnul Lucaci, la noi e emisiune deschisă. Dacă vreți să interveniți, cu mare drag, singura întrebare pe care eu v-aș adresa-o, nu știu, Cătălin, dar al mea e simplă. Ce merit ați avut, domnule Lucaci, pentru a ajunge la Apele Române? Sper că nu doar documentul ăsta în care sunteți la propriu penal. Potrivit legii 31, dacă e să ai o condamnare definitivă, nu ai voie să fii administrat unei societăți comerciale. Aici nu avem o societate comercială, ci o administrație națională. Dar mă întreb, nu cumva selecția trebuia să fie mai dură? Și dacă revenim la cărtia anterioară, putem provoca telespectatorii să caute numărul de dosar mai jos, da? Pe portalul de justiție este mai jos. Nu-l veți găsi. Nu veți găsi nicio referință la acest dosar pe portal just. Au fost șterse. Au existat inițial, au rămas urmele pe un alt site care publică hotărâri judecătorești, cu link către portal, ai trecut către portal.just, nu mai este. Deci nu ne place cu urme, ne place tot așa cum pe site-ul Apelor Române nu mai găsești în momentul de față CV-ul domnului și declarația lui de avere pe site-ul lor, că erau acolo. La fel duc într-un loc. Bun, dar declarația de avere era obligatoriu să existe. O găsim în alte locuri, dar presupun că informațiile personale în momentul de față au fost puțin restricționate.
Păi, dacă a ieșit documentul și scandalul, ce să fac? Ascundem repede. De aceea e foarte util și foarte bun ce ai prezentat aici cazierul judiciar. Ce se dă mai mult de atât? Adică... Ce nu am reușit să aflăm din această cauză a lipsei dosarului de pe portal.just, a făcut contestație în anulare. La sentință. În 2019, presupun că până astăzi i-a respins-o, că altfel... Bun, deci să ne înțelegem. După ce a fost condamnat în primă instanță, în recurs definitiv, omul a zis, domne, merg la judecata judecăților. Cale extraordinară. De ce cale extraordinară când e simplu? Probabil, nu știu, nu am încă fapta, uite, poate ar fi util să intre dânsul să ne zic. Probabil că a condus băut, că mă gândesc alte substanțe, nu știu, unii mai conduc și altfel. L-au prins, era peste limita de penal, sub limita de penal, scăpa cu o amendă contravențională. Era peste limita de penal. Și cu suspendarea permisului. Da, și a mers un dosar în instanță, l-au condamnat. Deci, încă o dată, cu penali în funcții publice. Domnul Grindeanu, pe noastră însă v-am invitat și vă mai invit de oricând aveți disponibilitatea, deși refuzați, să veniți alături de noi în platou, să discutăm și despre penalii dumneavoastră, și despre ce faceți la minister, și de meritocrație, și despre ce vreți dumneavoastră. Uite, v-aș mai întreba ca să, așa repede, să epuizăm subiectul ăsta, că nu vreau să fac toată emisiunea cu penalii lui Grindeanu, să mai vorbim și despre acțiunea DNA-ului din 16 ianuarie la CFRSA, unde, ce să vezi, tot în bucătăria lui Grindeanu a explodat povestea asta. Și aici scurt pe doi, da? Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciu Timișoara, au dispus efectuarea urmăririi penale față de Ion Alexandru Simu, director general interimar al Companiei Naționale de Căi Ferate, adică în subordinea exactă al domnului ministru Grindeanu, pe care le acuză de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut prin sine ori prin alt un folos necuvenit. Ca să înțelegeți ce au făcut băieții. Deci au trucat actele de angajare ale acestui domn Simu, care înțeleg că este directorul companiei Căi Ferate, și când un avertizor de integritate, că și asta îi deranjează, avertizorul ăsta nebunesc când aud de avertizor, că se aia care îi dau pe ei în gât când fac mizerii, când un avertizor de integritate i-a prins și i-a scris acolo, l-au concediat. Adică, na, pe lângă că au făcut ei acolo mermelii hârtii, au concediat și pe cel care trebuia să avertizeze și să anunțe autoritățile, doar că în ianuarie 16, zi nefericită, au venit la ușe balaurii de la DNA. La fel se întâmplă și la Secretariatul General al Guvernului, unde un director de acolo autodeclarat avertizor de integritate, acelui director i-a fost desființat postul. Dar rămânând la domnul Lucaci, acum, da? Cât de mare este interesul sau cât de mare este specializarea acestui om pentru a insista cu un cazier cu care trebuie să vină la angajare să-l angajezi de două ori în baza cazierului, deoarece el a fost angajat în aprilie 2022 directorul administrației bazinale de apă Banat, da. Și apoi după 8-9 luni a fost chiar mai puțin, nu, după 3 luni de zile, în august, a fost angajat directorul Apelor Române. Deci cât de mare este competența acestui domn, este de neînlocuit, este cel mai bun specialist, încât să-ți permiți să-l angajezi având cazier penal. Repet, dacă venea la un SRL, nu putea fi administratorul SRL-ului, deoarece avea cazier. Interzicea legea. La SRL nu poți să fii nici cu cazier fiscal, să administrator sau altceva, dar minte cazier judiciar, despre asta ai vorbit. Dar să vii aici, la Apele Române, unde au fost de-a lungul timpului atâtea scandaluri, se știu atâtea povești despre cum se fac banii la Apele Române, o să spunem una cu caracter general, în momentul în care se vorbește, vorbesc cu oameni din instituție, se sapă albia râului, decolmatarea, da? Și de regulă albiile râurilor pe bani frumoși se sapă înainte de inundații. De ce? Ca să se spună, domnule, noi am săpat, dar a venit apa mare și a dus și s-a făcut... Se sapă în acte, de fapt. Exact. Se sapă doar în acte și în bani, în banii publici. Da? Aha, e un fenomen cunoscut. S-a produs și pe Dunăre, s-a vorbit despre el și pe râuri. Ăsta trebuie investigat de niște procurori, dar trebuie prins și în flagrant. Da. Într-o astfel de situație. Te-l întreb și eu tot așa, da? pe care mi-o permit, că altfel nici și domnul Ciolacu nu-i prea deschis. Domnul Ciolacu, cum e asta cu penalii? Nu înțeleg. Ne reîntoarcem în paradigma aia lui Dragnea cu Ciuma Roșie și cu alții, când parcă-i căutați așa cum era unul mai penal. Iertați-mi exprimarea nu tocmai academică, dar cum era unul mai penal, cum era numai bun de pus în funcții. Chiar ea îl căutați. Uite, adică aia mi se pare o sfidare. Îl dai afară pe unul cercetat. Că e cercetat.
Poate că nu o să iasă, poate și-l pui, pe unul și-l pui pe unul cu hârtie. Da, bă, exact. Uite, eu gata, eu chiar am hârtie, șeful. Da. Lasă-l pe ăla, că nu știm, poate dă instanța, îi respinge și rămâne curat. Pune-mă pe mine, șeful, că eu sunt deja penal, adică meritocrație. Și bine, acum ca să respectăm adevărul istoric, nu doar PSD-ul a făcut lucrurile astea de-a lungul celor 32 de ani. Dar ei parcă sunt campioni, frate. E parcă sunt, nu știu, cei mai... Cum îi găsesc? Și la partidul care se laudă de câte are ocazia, care are cel mai mare bazin de specialiști, da, tocmai acolo se întâmplă. Sunt mai puțini sau ăștia sunt cei mai buni care au cazier? Da? Da, deci asta probabil că a fost legătura între drumul, poduri și apele române. Da, podul de piatră s-a dărâmat, că a venit apa și l-a luat, asta ca să vorbim și noi așa în rime. Și de aia l-am luat de la poduri, la drumuri și l-am pus la ape, da, cu tot cu dosar penal, că așa-i stă bine omului. Acum, ce vreau să vă spun, nu vreau să rămân numai în zona asta PSD-ului, că iar o să mai aud vorbe și țipă unii, vai, dar tu PSD-ul e ataș, dar pe el al nu-i vezi, așa că ce să vezi, mutăm emisiunea și mergem pe zona... colegilor de alianță pe zona liberală, că am găsit și aici un caz frumos, frumos de tot, da? Aici vorbim de risipa banului public. Și aici vă spun următorul lucru înainte de a vă da un material, zic eu, sugestiv, pe care o să-l înțelegeți cu toții și o să-l comentez eu aici cu Cătălin și cu un invitat surpriză, da? O doamnă care știe foarte bine zona de care noi vorbim. Vă spun doar atât. Ce se întâmplă de vreun an de zile? Pe noi au căzut facturile alea mari. Le ducem lună de lună în cârcă. Vai de mama noastră suntem. A ieșit un pic soarele pe strada asta, că toți am văzut că existau niște prețuri mai mici la compania de stat devenită furnizor de gaze, și anume Hidroelectrica. Și inclusiv eu mi-asum personal, am ieșit și am spus: bă, fraților, uitați, e mai mic tariful aici, putem să ne mutăm ușor, haideți să ne mutăm cu cățel, cu purcel, cu bagaj la statul român, la companie, că ăștia ne dau și energie mai bună și energie mai ieftină. Mai bună era o glumă, e aceeași energie. Energie curată. Da, energie curată. E bine, prieteni dragi, haideți să vedem un material, să vedeți cam ce e acolo în structura respectivă și după aia dezbatem, că avem timp. Din momentul în care prețurile la energie au explodat după liberalizarea pieței, tot mai mulți români s-au îndreptat către Hidroelectrica, o companie devenită și furnizor de curent. Mirajul unor tarife ceva mai mici a atras foarte mulți clienți noi. Astăzi, o bună parte dintre românii care au migrat nu mai văd decizia cu ochi buni. Facturile pe care Hidroelectrica trebuia să le emită clienților nu au venit nici până astăzi. Conducerea companiei de stat tot promite de la lună la lună că își va pune la punct sistemul informatic și va aduce la zi procesul de emitere. Dar sute de mii de români au în prezent între 5 sau chiar 8 facturi neemise. Când acestea vor apărea, sumele vor fi mult peste puterea de plată a majorității clienților. Hidroelectrica se scuză și promite că va da posibilitatea eșalonărilor, însă oamenii sunt sceptici cu privire la amânările de plată. În tot acest timp, la compania condusă de liberalul Bogdan Badea, pare să fie veselie mare. Salariile astronomice curg de la lună la lună, primele de Crăciun au fost încasate, iar compania pregătește listarea la bursă. Surse din interior ne-au dezvăluit că și această listare urmează să se lase cu alte prime de succes. Cel puțin asta își dorește conducerea companiei de stat, care face deja demersuri pe lângă Ministerul Energiei. Un alt gest, cel puțin anormal în actuala conjunctură economică, este pus la cale încă de la finele anului trecut. Vorbim de sute de angajări ce urmează a fi făcute la filiala din București a societății Hidroelectrica. Clientela politică va primi astfel salarii de peste 2000 de euro lunar. Nota de fundamentare a acestui demers datează din 7 decembrie anul trecut și a fost dată publicității de presă. Directorul general Bogdan Badea a refuzat până în momentul de față să explice această intenție, la fel cum evită să vorbească și de aducerea în companie pe ușa din dos a fostului său șef de la precedentul loc de muncă, în persoana ministrului Andrei Gerea din guvernarea Ponta. Deci care va să zică, dragii mei, atunci când e criză, când n-ai bani de pensii, de salarii, te străduiești să plătești și rate și ce mai ești, ești cocoșat așa ca țară, ce faci? Mai tragi niște angajări. E păcat dacă e loc la stat, 100, 200, 300, fără număr, să fie acolo. Nu știu dacă clientelă politică sau de altă natură, dar măcar să știi că i-ai băgați în sistem, că unde e viața mai dulce decât la stat. Nu-i așa? Și pe această cale o salut că s-a alăturat emisiunii noastre pe doamna Cristina Prună, parlamentar USR. Bună seara, doamna Prună!
Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Doamna Prună, v-am invitat alături de noi pentru că ați avut mai multe intervenții și pe Facebook și în spațiu public. Cunoașteți destul de bine această vacă de mulți, cum îmi place mie să o alint, numită hidroelectrica. Cum facem? Tragem niște angajeri? 100, 2, 3, dacă tot e criză? Da, din păcate vedem aceeași situație ca în toate companiile de stat. Hidroelectrica, ca să înțeleagă toată lumea și telespectatori, este acea companie care produce energie hidro, are această, aceste active din perioada comunismului, baraje, etc., etc., și avem această energie din resursa naturală, care e produsă mai ieftin. Ne costă cam 0, sau costă hidroelectrica cam 15 bani kilowattul oră. Dar această companie, în primul rând, este o companie producătoare, așa cum bine a spus, a intrat și pe piața de furnizare, are niște tarife mai mici decât ce vedem pe piață și foarte mulți români s-au dus înspre această companie care are restanțe grave la emiterea de facturi. Acum, în ceea ce privește angajările, problema cu angajările acestea, și vorbim noi astăzi de ele, pentru că hidroelectrica este o companie de stat. Nu ne interesează câți angajați în plus aduce Dedeman sau Bitdefender sau UiPath, care sunt companii românești, dar private, nu-i așa? Și este drept că de multe ori aceste angajări se fac și pe criterii politice, pentru că controlul este unul politic de la Ministerul Energiei condus de Virgil Popescu și acum putea fi condus de orice ministru și de culoare roșie. Probabil că aceeași atitudine o avea vis-a-vis de această companie de stat, care are profituri uriașe. Vă dau doar o cifră, are profituri de 15 miliarde de lei, da? 3 miliarde de euro în ultimii 7 ani, pe care nu i-a investit în producția de energie. Singurul lucru pe care l-au făcut a fost să cumpere un parc fotovoltaic deja existent. Da. Întrebarea mea către dumneavoastră, cât știți și structura în sine. Bun, ei au foarte mulți bani. Nu investesc în ceea ce a spus dumneavoastră și poate în multe alte lucruri utile. Dar ce fac cu ei? Stau pe ei așa, îi țin sau își dau prime, salarii? Oricum înțeleg că domnul acesta Badea are un salariu substanțial și o să vedem aici, o secundă vă mai lasă în linie. Uitați, prieteni dragi, ca să vedeți, asta este de pe site-ul Hidroelectrica. Aveți aici la secțiunea conducere, da? Conducerea. Deci nu vorbim de 1-2. Uitați-vă ce avem aici. Consiliul de supraveghere. Ia uitați. Pac, nici nu mai știu. 2, 4, 6, 7. Stați așa, să o luăm. Ia uitați. Comitet. Deci, îți ia ochii. Comitet de audit. 5 bucăți. Comitet de nominalizare și remunerare. 5 bucăți. Comitet de strategie și IPO. 5 bucăți. Directorat. Asta aici e. Aici l-avem pe domnul Badea și pe toți ăștia cu cașcaval mult. Directorat. 1, 2, 3, 4, 5 bucăți. Aici o să vorbim în a doua parte. Ia să vedeți. Un membru nou băgat. Dăm puțin Gabriela un pic mai sus, te rog. Invers, adică mai jos, iartă-mă, am greșit. Deci directorat, da? Subdirectorat aici, uitați-i. Ia uitați, membru directorat numit de mandat provizoriu, doar 4 luni a dat lui Andrei Dominic Gerea. Stai să vedeți și cu domnul Gerea ce cârdășie cu domnul Badea, că e vorba de subordonat șef și invers, acum s-a schimbat, subordonatul a luat pe șef și dă și lui ăla o sinecură. Director de direcție, ia uitați aici, două bucăți, iar la manager departament s-a terminat filmul aici, nu mai am ce să comentez, prieteni dragi, aici e jale, nici nu mai pot să-i număr. Deci sunt la departamente fără număr, vorba unora cu din niște melodii. Doamna Prună, nu vă mai țin mult că înțeleg că sunteți pe drum, dar spuneți-mi și mie, la conducere stăm bine, grasă, conducerea peste tot, unii peste alții. Așteptăm de la Hidroelectrica, noi românii care ne-am mutat acolo sperând că o să ne fie mai bine, așa am crezut, ce-a? Așteptăm niște facturi, unici că de 4 luni, unii de 5, eu am doar 5 luni, alții de 7, încă n-au venit. Nu reușesc toate mâințile astea luminate să pună un soft, să pună un sistem de facturare la punct, cât au nevoie, 10 ani?
Exact asta vă spuneam. Fiind administrată de stat, lucrurile se fac ca la stat. Și ce se întâmplă e, pentru că ei nu sunt în stare să pună la punct acest soft, ANRE, reglementatorul pieței, se duce și le dă amenzi, amenzi care se duc la ANRE, iar pe circuitul parlamentar, știți bine, există o lege care vrea să crească numărul de posturi și la ANRE, pentru că ce vedeți, au dat suficiente amenzi cât să-și crească bugetul ca să facă noi angajări. Ăsta este statul român. Acum vreau să vorbim și de soluții, pentru că vă spuneam, dacă această companie nu era de stat, noi astăzi nu mai aveam despre ce să vorbim. Subiectul nu mai era cum o companie privată și face nu știu ce angajări. Problema este că ea e de fapt a noastră și ea nimănui. Este mâna unor politicieni care la comandă politică angajează pe X și pe Y și mai mult decât atât, și asta ne doare cel mai tare, acești bani, aceste profituri excepționale nu se duc în investiții așa cum ar trebui să se întâmple, ba acești bani se duc prin dividende la bugetul statului, care mai degrabă alimentează alte lucruri și am văzut creșteri de număr de posturi la stat, ce vreți dumneavoastră, noi, agenții și tot felul de cheltuieli ale statului. Iar investițiile, pentru că această criză energetică prin care trecem, ea nu va fi, nu se va termina doar pentru că va spune un politician sau altul. Ea se va termina în momentul în care noi nu vom mai fi dependenți, atât de dependenți de importurile de energie, vom avea mai multă producție de energie, inclusiv din partea hidroelectrică. Ori hidroelectrica, din păcate, banii aceștia, cum vă spuneam, ori îi ține în depozite la bănci, ori cumpără titluri de stat, dar investiții nu vedem. Au foarte multe investiții. O ultimă întrebare îmi spune o prietenă extrem de bine informată, o informație, și anume faptul că prelungirea aceasta a emiterii facturilor a fost cumva premeditat făcută, fiindcă nu veniseră încă tichetele de energie și atunci cumva au zis, bă, hai să o lungim până vin tichetele, când vin facturile astea pe capul amărâtului, să avem și tichetele. Poate fi și asta o gândire? Haideți că această întârziere a facturilor nu este de câteva luni de când s-au anunțat acele etichete de energie. Vorbim de mai bine de un an de zile de când hidroelectrica a intrat pe această piață de furnizare și ne tot spune că trebuie să-și pună softurile la punct, iar ei au angajat suficienți. Inclusiv acum chiar citam un articol că numărul de angajați este comparabil cu cel al firmelor furnizoare private. Deci nu e o problemă de număr de angajați, o problemă de competență și de capacitate. E o problemă pentru că ei de obicei trebuie să aibă mult mai mult decât la privat. Privatul se restrânge. Doamna Prună, eu vă mulțumesc mult. Un singur lucru, dacă îmi permiteți să adaug, vreau să vă spun că pentru a aduce mai multă transparență în această companie, listarea la bursă este o soluție, dar în momentul de față, din păcate, doar partea aceea deținută de fondul proprietatea se va lista, partea deținută de statul român n-am văzut un semnal. Nu știu dacă știți, vă stric și dumneavoastră seara în cazul în care nu știți. Doamna Prună, vă stric și dumneavoastră seara în cazul în care nu știți, dar și telespectatorilor, pentru această listare se pregătesc niște prime fabuloase. Conducerea Hidro cere și negociază în aceste perioade niște bani teribili pentru că se vor lista, ce să vezi, da? Ca să știe toți românii, știu pe surse zero. Da? Domnul Badea și compania aș pregătesc o cerere mare de cașcaval pentru această listare. E o muncă teribilă pe care o fac. Doamna Prună, eu vă promit că nu voi abandona subiectul hidroelectrica, mai ales că vor veni facturile peste români și atunci să te ții, să vezi valea plângerii. Vă mulțumesc încă o dată că v-ați alăturat discuției, mă întorc aici la noi în studio. Cătălin, ăsta este subiectul, vreau o singură explicație să mai dau ca să înțeleagă telespectatorii ce e cu această imagine. Aici îl aveți pe domnul Badea, actual director la Hidro, și aici îl aveți pe un domn, Gerea se numește, Andrei Gerea, care a fost ministru în guvernările Ponta Tăricianu. E bine, vreau să vă spun că domnul Gerea, când era ministru, avea un subordonat la minister, probabil unul mai de suflet așa, era acest domn, domnul Badea. Când domnul Gerea n-a mai fost pe cai mari, că s-au mai împotmolit și caii aia și a rămas așa fără funcții și fără... Prietenul ăla e nevoie, se cunoaște, domnul Badea, i-a zis vină la mine la Hidro, că avem de ronțăit mult. Și întâi l-a adus pe un post ceva mai micuț, deși i-a dat un parc acolo să discutăm, acum e direct în directorat, pe bani mulți, mii, multe mii și nu de roni. Te rog, Cătălin.
Da, vacă de mulți, că de aici plecăm, da? Dar da, poate fi bine să le reamintim un pic telespectatorilor ce s-a întâmplat cu hidroelectrica în ultimii ani. Hidroelectrica a intrat în insolvență în urmă cu 10 ani, da? După ce profitul companiei a scăzut brusc de la 390 de milioane de lei la 39 de milioane de lei. Apoi, intrând în insolvență, s-a constatat că hidroelectrica a avut pierderi de 1,2 miliarde de euro, vaca de mulți, din cauza contractelor cu băieții deștepți. Da. Toate acele contracte au fost reziliate cu procese în instanță, cu cheltuieli de judecate mari, da? Au fost reziliate și în cele din urmă, majoritatea, dacă nu toate, nu am toate informațiile, au fost câștigate de către hidroelectrica. În timpul acesta, cât a fost perioada de rentabilizare, cât totul nu a stat numai în mâna statului, ci al statului judiciar, da? S-a redus numărul de salariați de la 5.200 la 3.400 în 2015. Multora dintre ei, ca să plece, li s-au dat despăgubiri. În total, 10 milioane de euro. În 2017, când a ieșit din insolvență, mai avea hidroelectrica 3200 de angajați. A ieșit din insolvență. Au crescut profiturile, s-a rentabilizat. Astăzi are 3900 de posturi. Da? Au reînceput angajările. Și peste acestea 3900, de acest subiect am pornit, mai vin acum 280 de angajări. Da? La care impactul bugetar este estimat de 10 milioane de euro într-un an. 200 de angajări pe care s-a spus în presă că ar fi la 2000 de euro, dar 2000 de euro net, ceea ce înseamnă 3500 de euro brut plătiți de companie. Eu am crezut că e o glumă povestea, adică a apărut în un articol de presă, adică după aceea articolul documentat avea inclusiv nota de fundamentare, prieteni dragi, poate o găsim în, Gabi, poate te uiți, te rog frumos, în știre, acolo era și un pasaj cu nota efectivă, deci nu e o invenție că s-au trezit unii să scrie că ar vrea ăștia să aducă niște oameni la hidro. Ce vreau să fac eu o precizare iarăși pentru cei care ne urmăresc de la Hidro de acolo, că știu că se uită. Cred că am mai bine de o lună de zile de când le-am făcut prima hârtie, prima solicitare așa pe 544, pe legea asta noastră a jurnaliștilor, cu care mai putem afla și noi legal una alta, le-am făcut niște întrebări acolo, niște solicitări. Bă, oameni buni, am avut și eu niște articole, am văzut, aș vrea să clarificăm și le-am scris acolo. Vă dați seama că probabil sunt prea puține acolo, inclusiv pe la departamentul comunicare. Mai trebuie să mai pună pe aici vreo 10-20 de șefi ca să se găsească unul să răspundă. Nu mi-ați răspuns, nu nicio problemă. Ați avut 30 de zile, puteam să merg cu voi în instanță, n-am să o fac că pierd timpul și am multe de documentat despre voi, nu să stau pe la instanță să chem un funcționar să răspundă că nu i-a dat lui Bucura răspuns. Dar am ținut să precizez lucrul ăsta pentru că se vor trezi poate la un moment dat și vor zice de ce nu ne iei și nouă un punct de vedere. Pe nu răspundeți. Astăzi, de exemplu, domnul Badea a fost căutat de colegii mei pentru a intra să ne explice. Sunt foarte curios să-l ascult pe domnul Badea, nu doar despre relația sa de prietenie și pe ce criterii manageriale l-a adus pe domnul Gere acolo direct moț în frunte aici la directorat, pe bani mulți, ci să ne explice și despre cele 200-300 cât de posturi pe care le creează acolo în această criză, mai ales, și aici vreau să precizez și după aia ne reîntoarce la discuții, vreau să vă precizez că posturile alea de care vorbea și Cătălin, că ar fi undeva la 2000 net, 2000 de euro, prieteni dragi, da? Vorbim de 9000, 10000 de lei în mână, nu sunt oameni de ăștia salahori muncitori, să zici că îi angajează pe unii să stea pe stâlpi, să repare, sau niște IT-iști care poate ar trebui să pună sistemul ăla mai repede, să vină facturile. Nu, oameni dragi, sunt persoane de conducere. Stați să văd că citesc, am pasajul aici. Ia uitați aici. Conform documentelor consultate, majoritatea noilor angajări se vor face la departamentul investiții. Posturile nu sunt direct productive, ci personal TESA, birocratic. Păi normal, dacă intră 300, ar fi și păcat să fie altceva decât birocrat. Mai aduci o cumetrie, o nepotism, un amantlâc, că tot e la modă. Ăștia trebuie să-i băgăm, nu? Sau cum? Păi, asta este metoda sinecurilor. De regulă, la instituțiile de stat, mai ales la societățile comerciale ajunse profitabile, acolo este locul unde se fac cele mai mari intervenții pentru a ajunge în funcții rude, nepoți, fiice, fii ale diversilor oameni, da? Și dacă cineva ar lua la puricat, ar avea competența să ia la puricat ce se întâmplă într-o astfel de direcție unde sunt angajați aceiași oameni, vor constata că nivelul de performanță este același ca înainte, doar că
cu mai multe salarii plătite, cu mai mulți oameni angajați. Se întâmplă peste tot, se întâmplă și la Ministerul Fondurilor Europene, se întâmplă o grămadă de locuri. Unde înainte era un birou cu 7-8 oameni din care munceau intens 3 sau 4, acum tot cei 3 sau 4 muncesc, dar sunt angajați 20, 25, 30. Ăsta este sistemul la stat în momentul ăsta. Uitați, ca să nu existe discuții, da, cât de transparent, hârtie din articol extras din nota de fundamentare cu număr, cu tot, da? 144265 din 7-12-2022. Poate nu știți, dar povestea asta era, trebuia să fie băgată pe țeavă înainte de Crăciun. Pe 7 decembrie au făcut nota de fundamentare și urma să treacă la minister undeva în jur de 20-21 decembrie. Asta mermeleau ei, că tot e la modă termenul, înainte de Crăciun. Din informațiile mele se pare că n-au reușit să o bage, probabil că au fost și alții prinși cu alte și sper să nici nu treacă vreodată porcăria asta. Dar uitați care e ideea. Introelectrica intenționează să ia măsuri de restructurare și reorganizare. Asta înseamnă la ei. Dă-mi pe noi, te rog, Gabi, că mă duc eu mai așa să le arăt telespectatorii. Da? Credeți-mă, restructurare și reorganizare, da? Reorganizează, așa se restructurează ei. Mai aducem 280 de suflete ca să ne restructurăm, fraților, că ce să facem? Avem și noi pe acasă rude, prietenii, noi la partid, alte obligații. Ne restructurăm. Pe banii voștri ai românilor, că doar nu se restructureze din alți bani, din banii românului. Da, te rog. Da, și asta să fie făcută înainte de listarea la bursă, pentru că listarea la bursă, indiferent că se face doar pe acțiunile deținute de fondul proprietatea, va face ca toate aceste decizii să fie transparente. Care vine, repet, asta exact. E de noaptea minții și o știu din sursă zero, care vine pe fondul unor cereri de prime și recompense de te doare capul. Păi nu ai spus că e vacă de mulți? Deci pentru că se vor lista la bursă, domnii ăștia și doamnele vor cașcaval mult. Deci zici că au dus România pe niște culmi, am întrecut Germania, Austria, Italia și Spania, suntem mult peste ei și dacă ne și listăm la bursă, e păcat ca băieții ăștia să nu se îmbogățească. Nu că n-ar fi putrezi de bogați, dar să se îmbogățească, fraților, că merită. Da? Dați-le, ați făcut cerere. Să dea Dumnezeu să nu vi se aprobe. Uite așa, mă rog și eu, pentru că avem ce face cu banii aia pentru românii noștri amărâți. Dar știu și știu sigur că tot ce știu, am informații din sursă zero, că le cereți, domnule Badea și cu toți ceilalți, le cereți, vreți cașcaval. Nu vă mai ajunge, nu mai ajung alea, 7.000, 8.000, net, 10.000 pe lună. Ba, am puțin, ce să faci cu banii ăștia, mă, Cătălin? Băi, o să mergi să te distrezi, mă, lumea largă cu 10.000 de euro pe lună? E sărăcie, da. Deci asta e cu listarea. Nici nu știu, nu vreau să mai zăbovesc prea mult. V-am promis și mă țin de cuvânt. Știți că cu toate așa fac. Am vorbit, era și doamna Prună. Nu-i las până nu stau cu ochii pe ei săptămână de săptămână, lună de lună. Hai să vedem unde duceți hidroelectrica asta. Și primul lucru pentru care o să stau cu ochii pe voi este ce o să faceți când vin facturile alea. Că o să pice 5, 6, 7 facturi pe cârca românului care s-a mutat. Că așa i-am zis toți că e mai bine la voi, la hidro. Și o să vină 7 facturi. Și înțeleg pe surse că spun, domne, o să le dăm posibilitatea la reșalonare. Hai să vedem câți vor avea acces, că parcă văd că bag o chichiță de aia. Reșalonarea doar dacă nu știu ce și dacă nu știu cum și dacă nu... Și restul, du-te, nene, plătește. Sau dacă te duci la ei să te prezinți fizic, să stai la coadă. Da, coți, exact, de alea trebuie să stai la coadă, da? Să ai bască, să n-ai bască, să fii roz, să fii albastru, să fii galben. Da? Despre asta e vorba. Nu mai zăbovesc foarte mult, mai aveam ceva pe subiect. Am înțeles, domnul Gerea l-au adus că era și fostul șef. Când a fost șef Gerea, a mâncat ăsta la altă pâine bună la minister. Acum e celălalt pe cai mari, l-a adus să ronțăie și Gerea ceva. Și când vă spuneam la începutul emisiunii că n-are nicio legătură povestea cu politicul, asta credem noi, că PSD nu e în dragoste cu nu știu care, cu PNL, cu USR, cu PNL, nu. Când e vorba de cașcaval, nu mai contează nicio culoare politică, da? Ăștia erau cu... Gera era cu Oilas, nu? Cu Ciuma Roșie, cu Ponta, cu... Acum nu e nicio problemă, e bine mers în guvernul PNL-PSD, că așa e viața. Da? Am promis și asta pe ultima parte a emisiunii, ne ținem și de această promisiune. Cătălin, ai un subiect legat de noi, de bucureșteni, de Primăria Capitalei și de ce fac unii acolo, de vă stă mintea în loc, prieteni dragi, se duc la instanță cu hârtii falsuri ordinare, cu niște mizerii, de ia cu capul, te rog. Da. Se duc la instanță în diverse procese de anulare a unor pozuri sau asta, se duc cu documente conform cu originalul, documente care sunt din 98 sau 1999,
aveau pe ele, pe toate documentele, ștampila Universității de Arhitectură. Adică le atrăgea atenția judecătorilor. Uite, domnule, aici cât de tare este, cât de corect este ceea ce depunem noi și ceea ce s-a făcut Universitatea de Arhitectură, a ștampilat aceste documente. Unul, mi s-a părut ciudat că nu avea ce căuta ștampila Universității de Arhitectură. Dar când am verificat-o, ce am descoperit? Ștampila Universității de Arhitectură era ștampila care a fost folosită între 2016 și 2017. Deci, pe documente depuse în instanță de Primăria Generală a Capitalei, ca fiind conforme cu originalul din 98 și 99, era aplicată o ștampilă din 2016-2017 pe absolut toate documentele. Am luat legătura cu Universitatea de Arhitectură, da? Și mi-au confirmat oficial, după ce au făcut toate verificările, că nu au aplicat niciodată acea ștampilă acolo. Este evident că folosirea de falsuri în instanță, care este o faptă penală, da, a fost făcută în această manieră, cel mai probabil pentru a impresiona judecătorii. Acum te întreb și eu, o ștampilă în ziua de azi o poți face ștampila foarte ușor. Ștampila a fost distrusă. Da. O faci ușor, adică asemenea. Hai să vezi, dacă eu atât mai am așa un model, mă duc la niște băieți, o rezolv. O poți scana de pe alte documente. Aia nu mai zic. În momentul în care vor fi obligați să vină cu originalul în instanță și demersul nostru, acesta este în cele din urmă, da? Să se prezinte în instanță cu documentele originale, atunci va fi cu mult mai grav. Deoarece acolo se poate vedea dacă o ștampilă e originală, dacă a fost scanată, dacă hârtia este atât de veche cu care au venit ei. Bun, da? Dar ca să o dăm și mai simplu. Deci documentele astea au fost duse la instanță de un funcționar. Primăria actuală e condusă de Nicu Șordan. Bănuiesc că nu s-a dus Nicu Șordan la instanță cu hârtiile astea. Nu, este un proces în care Nicu Șordan s-a prezentat la diverse termene, dar nu la termenul în care au fost depuse în instanță. Da. Și urmarea anchetei, după ce am verificat și cu Universitatea de Arhitectură, i-am trimis chiar ieri domnului Nicu Șordan o solicitare oficială în care să ne spună, să determine cine a făcut falsul, cine a depus falsurile, cine a aprobat depunerea falsurilor și ce măsuri intenționează să ia. Pentru că, și o spun Dan în premieră acum, sunt foarte multe dosare în instanță în care este parte, și am dovezi, ca să... Da. Așa, în care s-au depus documente falsificate. Nu false, ci falsificate. Da? De către prin adăugare, de către Primăria Municipiului București. Asta e... Și dacă Nicu Șordan nu ia măsuri acum să vadă despre ce-i vorba, se va trezi oricum cu mult mai multe astfel de cazuri. Deoarece nu e lucru mai grav pentru un stat de drept decât să te duci să minți. Deci ce spui tu e ca să rămânem în zona asta, că tot e termenul consacrat și nici să nu ne certe că cineva că facem acuzații, există suspiciuni rezonabile că subordonați ai lui Nicu Șordan din aceste vremuri duc deliberat hârtii falsuri, falsificate, cum vreți să le spune, pentru a ajuta și dacă câștigarea unor procese sau influențarea unor decizii judecătorii. Exact. Și dacă Nicu Șordan nu ia măsuri de urgență să verifice ceea ce s-a întâmplat, atunci are o problemă. Are o problemă de complicitate. Domnul Dan, uite, iată, o chestiune gravă, zic eu. Dumneavoastră stați, vă luptați acolo, numărați pixuri, numărați hârtii, vedeți ce alea, și ăștia alții, în schimb, au tras trei documente, le-au dus acolo, au luat unii niște milioane și la revedere, după ce plecați, ei vor trăi mult mai bine decât... Și repet, sunt dosare noi. În instanță cu documente depuse și falsificate în aceeași manieră. Pe final. Bun, cine ce ar putea câștiga? Ăștia duc niște documente false. Îl avantajează pe unul, nu? Care cere ceva, o retrocedare, o... Sau îl dezavantajează, că în momentul în care acela are o cerere legitimă către judecători și tu vii cu documente care sunt ștampilate de Universitatea de Arhitectură, care dă greutate, da? Inevitabil, judecătorul este și el om, este influențat, uite, domnule, pentru că nu e un specialist. Judecătorul trebuie să judece și urbanism, și litigii financiare, trebuie să fie și avocat, deci este specialist în drept, trebuie să fie specialist în finanțe, trebuie să fie specialist în contencios administrativ, da? Judecătorul inevitabil este influențat când vede că toate acele documente sunt vizate de către Universitatea de Arhitectură, instituție de prestigiu. Și apoi să afle acum, în urma demersului nostru, că acele documente au fost falsificate. Deci documente prezentate ca originale din 98-99 au aplicat o ștampilă din 2016-2017, ridică o mare problemă, dar este o problemă și pentru cel care și-a reclamat în instanță un drept. Tu reclami un drept al tău împotriva primăriei care te-a dezavantajat, spui tu,
Iar primăria, ca să câștige procesul, vine cu acte falsificate. Ce poate fi mai grav decât atât? Că este, este de domeniul parchetului, evident, dar pentru a-și dovedi buna credință, primarul general trebuie să facă o anchetă de urgență. Și nu doar buna credință, ci și să eficientizeze și să legalizeze acest mecanism. Primarul general are multe de făcut și tot mai puțin din mandatul ăsta să-și dovedească multe. Și buna credință, și bunele intenții, și managementul performant pe care l-a promis, că a zis că ne dă multe, ne face multe. Deocamdată am stat 2 ani în birou, a promis rezolvarea sistemului de semnalizare inteligentă în 2 ani. Au trecut 2 ani și 3 luni. Vedem în ce hal este circulația și în București. Da. Și sistemul semnalizare. Și încă multe dintre promisiunile făcute de el nu sunt rezolvate. A promis salarii de peste 4.500 în București de lei, da, și multe altele. Da. Le-a confirmat și aici la emisiune. Bun, domnul Nicușor Dan, ceasul, știți cum e, tic, 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 tic. Firea sta 4 ani, n-a făcut nimic, noi asta a stat 2, dacă mai stați 2 și iar nu faceți nimic, o să se pună semnul egal și poate oamenii bucureștenii se întorc acolo unde au fost sau, nu știu, au altă opțiune, mai vedem până atunci. Eu mă întorc la cuvântul cheie, cel cu care am început această emisiune. Sfidare, da? Sfidare, oameni buni. Și ați auzit doar o mică picătură din tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru în aceste vremuri. Ei doar o dată la 4 ani, cum v-am spus, au nevoie de noi. Atât. Când trebuie să fim drăguți și să-i regirăm cu votul nostru. Sau, încă una vă spun și o repet mereu asta, că poate unora le intră în cap. Au nevoie, dacă nu-i votăm, să stăm acasă, da? Rețineți asta. Statul acasă ajută anumite partide. Pentru că ei își fac treaba cu bazinul lor electoral, cu activul de partid, cu ăia pe care îi bagă în posturi. Că de-aia au făcut 200, 300, 500 de locuri și alții încă 5.000, 3.000. Ăia se duc și votează ei și familiile lor. Pentru că au nevoie de privilegiile alea. Ceilalți, voi, stați acasă și spuneți, m-am săturat de toți. Ei bine, voi sătui fiind, nu le faceți decât jocul lor, prieteni dragi. Din păcate, asta a fost emisiunea noastră, spațiul se încheie aici, rămâneți cu B1 TV, o să vedeți, diseară vine Arafat, e nebunie aici, e păcat să pierdeți. Credeți-mă, noi ne revedem duminica viitoare la aceeași emisiune selectiv. Vă mulțumesc, seară bună, dragilor!